o etapă vieții pe care nu veți uita niciodată, o etapă în care vă formați ca persoane, acumulați cunoștințe medicale și la același timp vă creați prietenii de lungă durată. Numele meu este Alexandra, sunt proaspăt absolventă a Facultății de Medicină și astăzi vom face împreună un tur al Universității de Medicină și Farmacie Grigore de Popa din Iași. În primul rând vreau să vă felicit pentru că ați ales această universitate, una dintre cele mai vechi universități din țară, fondată în 1879. Ne aflăm în fața clădirii principale a universității, construită în 1793. Aici se află decanatul, secretariatul facultății, precum și biroul administrativ. Așa că dacă vreți să plecați în Erasmus, începeți practica de vară sau pur și simplu aveți nevoie de o adeverință, aici trebuie să veniți. Facultatea de Medicină Dentară este prima de acest fel fondată în România. Ea asigură pregătirea pentru studenții profilului medicină dentară, cât și pentru profesii complementare stomatologiei, precum asistenți și tehnicieni dentari. Baza stomatologică este locul în care studenții la medicină dentară intră pentru prima dată în contact cu această specializare. Aici veți învăța în anul întâi noțiuni de bază, în special cele ce țin de morfologia dinților. În cadrul acestui laborator veți sculpta în gips dinții din cavitatea orală și astfel îmbinând partea teoretică cu cea practică, începeți să deprindeți încă de la început anumite abilități ce vă vor fi extrem de folositoare când veți ajunge în anii clinici. Aici vă veți familiariza cu instrumentarul medical, cu ce se întâmplă propriu-zis într-un cabinet stomatologic. Și de aici veți realiza prima voastră obturație în anul 3. Lângă clădirea principală a universității se află Institutul de Anatomie. Aici veți face toate orele de curs și lucrări practice, clădirea fiind construită pe două etaje, având două amfiteatre, muzeu de anatomie, bibliotecă și multiple sări de lucrări practice. Muzeul de anatomie construiește o bogată colecție de piese anatomice, cu ajutorul căreia studenții pot aprofunda materia. Aici se află ecorșeul sculptorului român Constantin Brâncuș, făcut sub îndrumarea profesorului Dimitre Gerota, dăruit Facultății de Medicină în anul 1902. Cel mai nou corp de clădire a Universității de Medicină și Farmacie Grigore de Popa din Iași este clădirea Nicolae Leon, după numele fostului rector al universității în anul Mare Unir. Clădirea este dispusă pe 13 etaje, conține 6 amfiteatre, multiple săli de LP și un centru de abilități fundamentale. În cadrul acestui centru veți avea cursurile de abilități medicale și chirurgicale, locul unde vă veți întâlni pentru prima dată cu instrumentarul medical, veți învăța manevre de bază și veți pregăti pentru ceea ce va urma în anii clinici. În pauza dintre laboratoare, puteți merge la cafeneaua de la etajul 5 sau în spațiile special amenajate, situate la fiecare etaj. Aula are o capacitate de 220 de locuri și este locul de desfășurare a multor conferințe și congrese. Este un spațiu modern, special creat pentru a găzdui evenimente de anvergură în domeniul medical. Participând la aceste evenimente sunt o bună oportunitate de a căpăta experiență, de a afla ultimele descoperiri și vă vor ajuta în viitor, așa că vă recomand să participați atât activ cât și pasiv. Multe din materiile preclinice, precum informatica, genetica sau istoria medicinei, le veți face aici. În cadrul orei de informatică veți învăța biostatistică, o materie foarte utilă atunci când va trebui să scrieți licența sau dacă veți participa la congrese. Tot aici există și o sală de documentare IT, unde puteți accesa gratuit bazele de date, astfel având acces la multiple articole noi apărute. Orele de engleză, franceză și germană se fac în cadrul Centrului de Limbi Moderne și Integrare Culturală, situat lângă Parcul Gulliver. Aceste cursuri vă vor ajuta foarte mult, atât în timpul studenției, dar și în cariera voastră ca medici. Aici aveți posibilitatea să învățați termeni medicali într-o limbă nouă, informații ce vă vor fi de folos dacă vreți să plecați în altă țară cu practica de vară sau să studiați în proiectul Erasmus. De asemenea, multe congrese pentru studenți sunt internaționale, asta înseamnă că prezentările sunt în engleză. Clădirea are mai multe săli, amfiteatre, spațiu pentru recreere și un muzeu. Am ajuns și în fața Bibliotecii Universității Grigore de Popa din Iași. În această clădire a funcționat prima școală de arte și meserii din România, iar acum este locul unde studenții vin în fiecare zi să împrumute cărți pentru acasă sau să învețe în sălile de lectură ale bibliotecii. De asemenea, aveți acces la baze de date, unde găsiți reviste internaționale, precum și tratate de specialitate. Tot aici trebuie să veniți în prima săptămână de studiu pentru a primi permisul de bibliotecă și cărțile pentru semestrul în curs. Ca să respectăm expresia minte sănătoasă în corp sănătos, vis-a-vis de bibliotecă este sala de sport. Veți avea ocazia să învățați să lucrați în echipă, veți juca volei, basket sau tenis și de asemenea veți putea participa la diferite turnee ce se organizează între cele 4 facultăți. Viața de student presupune mai mult decât cursuri și lucrări practice. Înseamnă muncă în echipă, prietenie și, de ce nu, distracție. În cadrul Societății Studenților Stomatologi veți putea fi voluntar în diverse proiecte, cum ar fi Caravana Profilaxiei, Dințișorul de Lapte sau Congresul Internațional de Medicină Dentară pentru Studenți, STOMIS.